O, dar vai doamne, ce este asta? Un leak cu Soul River 1 și 2 Remaster doar pe PlayStation, care vine pe... aflăm imediat când. Dar întâi să ne uităm la trailer, fiindcă chiar este un leak, cel mai probabil din State of Play-ul de diseară, de la... pe 25 septembrie 2024. Și da, avem Remastered Soul... God damn it, prea entuziasmată! Legacy of Kain, Soul River 1 și 2. Hai să ne uităm întâi la trailer, după care vedem ceva screenshot-uri, fiindcă au spart ăștia baza de date Sony și fiind primul rep, hai să-i dăm. Few know the truth. I stood with Cain and my brethren until I had the honor of surpassing my lord. For my transgression, I earned a new kind of reward. Agony. Fuck yeah. The fate of this world was preordained in an instant. What madness is this? Am I so changed? I was not prepared for what lay beyond this threshold. Effectele. The future has always been written. Don't fight it, Raziel. Vai, melodia! După vocea lui Cain! Uh-huh-huh. Oh my God! Ah. Dear Lord Jesus! Oh my God! Deci, decembrie 10 apare. Ok. Pe PlayStation 4 și pe PlayStation 5? Awesome! Pun pariu că o să fie... I don't know. 20, Agache zice 30. Deci, cred că oriunde între 20 și 30 de euro. Probabil 30, deși eu sper la un 20. E mai corect. Whatever. Sunt două jocuri. Îi dau dreptate lui Agache. Da, dacă stau și mă gândesc, cred că Soul River 1 și 2 Remastered va veni la 30 de euro. Sper că nu 40. Dar, are nu. Vedem. Ok, hai acum să dezbatem puțin cum au fost îmbunătățite. Deci, pe PS1 aici când a apărut... Chiar, nu, pe PS2, cred. PS1? Da, Soul River 1. Original release date. Oh, inconcludent. Pe PlayStation 1, da, corect. 99. Da, ok, cool. Deci arăta absolut, oh my god. Au umplat băieții la geometrie, la poligoane. Oh my god, i-au pus și, mă rog, gauntlets pentru picioare, cum dracu se mai cheamă astea, dar au umblat la poligoane. Aici nu mai e doar un triunghi. Are dește omul. Bă, e umblat ceva, nici fața lui, adică aici urechea e 2D. Aici e full an ureche, 3D. Not bad at all. Coaste n-avea pixeli. Da, mă. Da, bravo lor, uite, și la environment puțin au lucrat. Dacă ne uităm aici versus aici, turnul ăsta la fel. Bă, deci au intrat în oh my God, ce oribil, what the fuck. Vedeți copiii Gen Z cu ce am crescut noi? Și voi faceți urât la grafică nouă. Ia uite cu ce am crescut noi. Pixele, efectiv. Dear Lord. Ăsta este un exemplu, la fel dacă nu și mai pregnant. Fiindcă, uite, aici abia se înțelegea. Deci abia se înțelegea că era un om ca aici. Oh my God, i-au pus coaste și chestii. Ăsta la fel. Ok, aici picior. Și toată fața lui ăsta. Oh, dear. Oh, that's nice. That is so nice. Bă, cam da, bravo lor, chiar au intrat. Au intrat deep. Ăsta se vede ok. Dar îmi place modelul personajului. Adică pentru un remake din 99, nu. E, bine, sabia arată cam janky, dar whatever. Da. Whatever, ok. Ok, să zicem. Ok.
I get it. Nu știu ce e asta. Asta e un hău? Sau? Nu-mi dau seama dacă e 2D sau whatever. N-avem speranțe la lumină, la nimic de genul ăsta. Mobius. Ah, dracu ăsta, da. I-au făcut și lui. Și Raziel avea mai multe tipuri de Soul River, de... Era pe puteri, sunt faze foarte faine, o să ne mai uităm încă o dată la trailer. Și ăsta arată fix grafica din WoW, deci ăsta e Scarlet Monastery. N-am nimic cu asta, sincer, pentru un fan al jocului, dar n-am nimic cu chestia asta. Și fucking Kane, amazing. Ok, mai dăm o dată, cu pauză de data asta. Hai play. Few know the truth. I stood with Cain and my brethren. Bă, de atât de Shakespearean, atât de mișto făcut și cu The Pillars of Nosgoth astea. Woo! Until I had the honor. Îți arată super faine cinematic, clar. Of surpassing my lord. Mă mir când n-au arătat fix scena asta. E una dintre cele mai like, monumentale, iconice scene din tot gaming-ul ever made. Când vine Cain la spatele lui și rupe aripile, după aia l-aruncă în fântâna aia. For my transgression. I earned a new kind of reward. Dar design, bă, în ziua de azi, că acum lucram la Concord, în ziua de azi a dispărut designul fucking awesome de la personaje. Nu prea mai arată personajele cool, generic, dar Raziel ăsta, bă, dar arată într-un fel anume, cu fără mandip, oh my god. I love it. Și simetria lui, just atât de cool arată. Agony. Aici îmi place mult efectul la cinematic, dar mă îndoiesc că o să arate așa în timpul jocului. Că asta fiind un cinematic. The fate of this... Ok. Să văd dacă pot să prind exact momentul. Aproape. Ah, fuck it. Normal că nu merge space-ul. Mă rog, e diferent. Avem aici, nu știu de ce am țipat, scuzați-mă. Avem aici versus, ok, își ține minte pillarii ăștia, ăsta. Dar cea mai important, asta de acolo. Da, e lucrat. Nu, like, nu super, mega, ultra, amazing, dar e acolo diferența. Preordained in an instant. Ok, asta am văzut. What madness. Da, mă, și cu puterile, cu time shift și schimbai, like, timpul și layout-ul, level design-ul. What is this? Aici cu puteri, puzzle. E foarte mișto, deci un third person melee combat game cu puzzle, cu o poveste extraordinară și bine regizată, pe lângă scrisă, e și super bine regizată, bă, dar și bine jucată de ăștia. Deci Raziel și cu Kane, Mobius și the fake god, oh my god, să-l auzim din nou pe ăla săracu, s-a dus acum mulți ani. Este un personaj de fake god sau ceva în genul ăsta, bă, și avea o voce din aia de Saruman, era pițigăiat pe lângă el. Abia aștept să-i aud vocea din nou a omului. Efectiv, e teatru Shakespearean awesome. Făcut în joc video. Changed. I was not prepared for what lay beyond this threshold. Și sunetele alea iconice de la hu, hu, Soul River. Băi, o poveste fantastică în toate astea. Deci, îmi imaginez din moment ce scoate doar remasterul la Soul River 1 și 2, după aia mai e și, mai sunt și jocurile cu Kane, Blood Omen 1 și 2, deși unul e top-down click, e mai ciudat, cred că o să iasă direct cu Blood Omen 2 și cred că o să iasă cu Blood Omen 2 și după aia cu Defiant. Hai să vă arăt dacă toți suntem aici. Ce era Blood Omen 1? Nu e ce trebuie pentru... Hello YouTube, Alexei here and what... Shut up. Asta e și mai vechi, cred că. Ok. Hai, da, uite. Vedeți? Se vede, like, prost, dar na, asta e. V-ați prins de schemă. Pe când Blood Omen 2 e exact ca ăsta, ca Soul River. Și după aia avem Legacy of Kain Defiance, un joc cu una dintre cele mai
bune, incredibile, fantasmagorice povești pe care le-am experimentat vreodată. Atât, deci e evidentă schimbarea de la asta. Ce vreau de la joc e să se simtă bine. Sper că e în 60, de fapt sunt destul de sigur că n-ar avea de ce să nu fie în 60, dar sper controlul să fie umblat și acolo, fiindcă ăsta fiind platformer, să nu te frustrezi că n-ai sărit la timp sau că e delay la control, fiindcă a fost hard-coded în cele 20 de frame-uri la cât mergea înainte, sper că au umblat acolo, la gameplay mechanics. Și au finisat cum se simte ca să fie un control robust, să se simtă de 2024. Ca așa, animațiile de atac, etc., whatever, o fi ce-o fi, dar jocul e atât de old school. Atât de old school. The future has always been written. Bă, dar atât de bine jucat și regizat, la vocile lor atât de iconice, Jesus Christ. Don't fight it, Raziel. Nu înțeleg de ce n-au pus muzica asta pe fundalul trailerului, dar whatever, că asta e like, super iconică. Bă, abia aștept, abia aștept. Cam astea, lăsați și voi impresii, păreri, critici, whatever, în descriere. Eu mă întorc să fac un ultra mega material cu Concord. Primul rând pentru membrii, bineînțeles. Hai, v-am pupat în dos!